Accidentul mortal s-a petrecut marți 2 decembrie pe raza municipiului Aiud, în zona Gâmbaș, în locul numit La Baltă. Deplasați la fața locului, polițiștii și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au demarat o anchetă pentru stabilirea condițiilor în care s-a petrecut tragedia. În vârstă de 56 de ani, salariatul decedat în accidentul de muncă era din Vințul de Jos și lucra ca sudor. Tragedia s-a produs în jurul orei 14:30, când, în timp ce efectua lucrări la un pod din pontoane amenajat peste râul Mureș, un panou metalic de 1,5 tone s-a prăbușit peste el. A murit pe loc.